pentru că nu a putut fi testat cu aparatul etilotest la fața locului. Șoferului de 45 de ani s-au recoltat probe biologice la spital. Acolo a fost diagnosticat cu traumatism craniocerebral, craniofacial, traumatism toraco-abdominal, precum și fractură deschisă la femur. Cea de-a doua victimă, un tânăr de 25 de ani, a fost transferat de urgență la Iași. Amintim că este vorba despre accidentul petrecut vineri în jurul prânzului în comuna Ungureni, după ce bărbatul de 45 de ani a pierdut controlul volanului. După ce a lovit capătul unui parapet metalic de pe marginea drumului, autoturismul s-a izbit de un cap de pod și a sărit de pe șosea. În urma impactului, autovehiculul a ajuns în râpă, iar pasagerul și șoferul au rămas încarcerați. Polițiștii cercetează circumstanțele producerii accidentului.